Volvo este cunoscut ca un producător de automobile foarte sigure, însă iată că în ultimii ani suedezii au fost întârziați destul de mult de fostul proprietar Ford și asta pentru că americanii le-au pus destul de multe bețe în roate suedezilor, fapt care a dus la întârzierea lansării unor noi modele, dar și întârzierea lansării unei noi game de propulsoare. Ei, iată că la salonul auto de la Frankfurt, Volvo a prezentat în sfârșit o nouă gamă care se numește Drive-E. Aceasta se laudă cu unități turbodiesel și pe benzină mult mai eficiente. Pentru a le conduce și pentru a afla cât de eficiente sunt, eu am fost invitat pe malul Mării Mediterane, în orașul francez Nisa, acolo unde de altfel am avut ocazia să vorbesc și cu specialiștii Volvo. Pentru mai multe detalii despre noile unități, dar și pentru a afla când totuși va fi lansat noul Volvo XC90, vă invit să rămâneți alături de noi. Istoria gamei de motoare Drive-E a început în anul 2007. După 6 ani, iată că această nouă familie de propulsoare mai eficiente și mai puternice este în sfârșit disponibilă pentru modelele producătorului suedez, care au primit și un facelift consistent. În cadrul test drive-ului, eu am avut ocazia să testez versiunea de top T6, care produce 306 cai putere și livrează 400 de Nm. Sunt uimitoare aceste cifre și asta pentru că Volvo reușește să le obțină dintr-un propulsor cu 4 cilindri și 2 litri, în timp ce BMW le obține dintr-un propulsor cu 3 litri și 6 cilindri în linie. Un alt propulsor pe care l-am încercat este dieselul D4. Are același volum de 2 litri și 4 cilindri, dar produce 181 de cai putere. Dacă benzinarul l-am pus la treabă pe noul XC60, atunci varianta pe motorină am încercat-o pe brake-ul V60. Eu de fapt am rămas uimit de noua unitate de 306 cai putere, pentru care Volvo de altfel a trebuit să gândească un nou sistem de control al tracțiunii. Cu ceva timp în urmă, unul dintre producătorii de automobile spunea că maximum poți pune pe puntea din față 250 de cai putere. Ei, iată că Ford a pus mai mult de 300 de cai putere pe Ford Focus RS, însă vorbim despre un hatchback sportiv, în timp ce iată că Volvo face același lucru, doar că pe mașini ca Volvo S60, XC60 sau V60. Mașinile cu adevărat rulează foarte repede, merg extraordinar de agil și sunt cuplate la o cutie automată cu 8 trepte. Este foarte important să cunoașteți acest lucru. Standard, desigur, acestea sunt cuplate la o cutie manuală cu 6 trepte. Am aflat de la cei de la Volvo că prototipul acestui propulsor a fost testat un sezon întreg pe modelul Volvo C30, care a evoluat în campionatul mondial de turisme. Pe modelele de serie, acesta poate fi cuplat standard la cutia manuală cu 6 trepte sau la noua transmisie automată cu 8 trepte. Datorită noilor tehnologii implementate, unitatea montată pe sedanul S60, spre exemplu, promite să fie mai eficientă decât motorul V6 de pe Mercedes-Benz C350 sau cel cu 6 cilindri în linie de pe BMW 335i. Datorită puterii pe care o are, propulsorul accelerează Volvo S60 până la prima 100 de km la oră în doar 5,9 secunde și poate duce modelul suedez până la o viteză maximă de 230 de km la oră. Dar pentru mai multe detalii despre cum au reușit cei de la Volvo să scoată această putere dintr-un propulsor atât de mic, ne va spune chiar unul dintre specialiștii care, începând cu anul 2007, a pus bazele noii game de propulsoare Drive-E. It's not the size of the engine decide the amount of horsepower, this amount of air you're getting through the engine, and what we have done to get a lot of air through those engines here. For example, the T6, we have both a turbocharger and a supercharger to get pressure the air through the engine. We are trying that the performance of this engine should be like a small V8. That's the reason we have the supercharger that's working on low RPM to get a good response and take off performance. And then at high RPM, we get the horsepower from the big turbocharger.
Odată ce ne-am lămurit în privința propulsorului pe benzină, putem trece la versiunea turbodiesel D4, cu o cilindreie de 2 litri. După cum vă spuneam, cei 4 cilindri livrează 181 de cai putere și un cuplu maxim de 400 de Nm. Nu este un propulsor agil, ci mai degrabă unul focusat pe consumul de combustibil. Potrivit suedezilor, în regim mixt, această unitate consumă 3,9 litri atunci când este cuplată la cutia manuală cu 6 trepte și 4,2 litri dacă este cuplată la transmisie automată cu 8 trepte. Asta ar însemna că bate modele cu nume notorii, cum ar fi Audi A4 echipat cu dieselul de 2 litri, BMW 320D sau Volkswagen Passat cu același diesel de 2 litri. Secretul noilor motoare de la Volvo constă în tehnologia revoluționare iArt. Aceasta monitorizează presiunea combustibilului injectat în fiecare cilindru în parte și o adaptează pentru eficiență maximă. Mie întotdeauna mi-au plăcut modelele Volvo. O spun asta pentru că îmi reamintesc acum că aproape 3 ani în urmă, atunci când lansam emisiunea Autostrada, primul model, primul test drive pe care vi l-am prezentat atunci a fost cu un model Volvo, era noul S60, un model de care am rămas foarte uimit atunci pentru că reușește să frâneze de fiecare dată când șoferul are atenția distrasă de la trafic, iar astfel mașina o poate face pentru el. Chiar este uimitor, Volvo avea această tehnologie încă 3 ani în urmă. Vorbind despre tehnologii revoluționare, marca Volvo, vreau să mă opresc la sistemul de fază lungă activă, numită de suedezi Active High Beam Control. Această inovație îi permite șoferului să nu-și mai bate capul cu schimbarea fazei lungi cu faza scurtă, în momentul în care în față apare un alt participant la trafic. Un cilindru va bloca automat zona de acțiune a farurilor care ar putea deranja mașina sau mașinile din față. Restul câmpului vizual va rămâne iluminat de faza lungă a farurilor. La sfârșitul anului 2014 urmează să vedem o nouă platformă pe care o va lansa Volvo, platformă pe care de altfel va fi construit și noul XC90, un model care s-a lăsat foarte așteptat pe piață. Eu știu că în Moldova există foarte multă lume care așteaptă acel model, deci va trebui să mai aveți răbdare aproape un an. Acesta a fost test drive-ul meu cu noua gamă de propulsoare de la Volvo, care se numește Drive-E. Această gamă s-a lăsat așteptată pe piață, însă suedezii spun că n-au putut să o lanseze mai devreme, doar din cauza restricțiilor pe care le-au avut de la fostul proprietar Volvo, compania Ford. Acum că sunt sub protecția chinezilor de la Geely, care, apropo, nu intervin în politica producătorului suedez, Volvo cu adevărat a construit propulsoare extraordinare. M-a impresionat propulsorul pe benzină T6, care livrează 306 cai putere prin agilitatea sa, în timp ce turbodieselul s-a dovedit a fi un propulsor extrem de eficient. Sunt sigur că aceste unități le vor da mari bătăi de cap concurenților.